Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cătălin Tolontan, bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Înghesuială, multă lume și multă supărare pe arena astăzi și multă sfidare. Sunt milioane de oameni care probabil că sunt interesați de informațiile pe care le vor auzi astăzi la Europa FM. Bă, nu le-am mai auzit nicăieri până acum. Vorbim despre falimentul City Insurance, cea mai mare firmă de asigurări din România, unde milioane de oameni erau asigurați, cei mai mulți dintre ei cu asigurare obligatorie RCA. Da. Șoferul care intră pe contrasens și care m-a lovit pe mine în iarna celuilalt an, avea asigurare da. City Insurance. Da, și în mod normal tu erai un beneficiar, un creditor al asigurării City, numai că deși au încasat sute și sute de milioane de euro, i-au derulat o schemă piramidală. O voi explica foarte pe scurt, pentru că avem un document confidențial, nu românesc, pe care îl publicăm astăzi în libertatea.ro, dar până acolo aș zice următorul lucru. Spuneam că oamenii nu știu ceva ce s-a întâmplat foarte de curând, și anume la 1 ianuarie 2023, în mod oficial, City a devenit cel mai mare faliment din industria asigurărilor din România, cu 600 de milioane de lei, care au fost plătiți deja către oamenii păgubiți. O parte din oamenii păgubiți. Adică cu 600 de milioane de lei, aproximativ 120 de milioane de euro, au fost plătiți 63.000 de oameni din cei 260, mă rog, oameni și firme, din cele 260 de cereri care sunt depuse în acest moment la stat. Deci nu facem regula de trei simple, dar este evident că plătindu-se deja 120 la doar un sfert dintre cereri, se va depăși suma de 300 de milioane de euro. De alminteri, tot așa, fără să facă mare, fără să informeze prea mult publicul, statul român a făcut un provizion, adică și-a prevăzut o pierdere de aproape 2 miliarde de lei la sfârșitul lui 2021, când a început falimentul City, care înseamnă 400 de milioane de euro. Ok, s-au plătit 120 deja, estimările sunt că se va ajunge probabil pe la 300 de milioane de euro, asta ca oamenii să realizeze care este dimensiunea turnului. Cum s-a făcut asta? Scandalul fiind că acesta este un domeniu supravegheat. Adică, în principiu, acest lucru n-ar fi trebuit să se întâmple dacă cei care se ocupă, sunt plătiți din bani publici pentru supravegherea domeniului și ar fi făcut treaba. Unii cu zeci de mii de euro pe lună. Unii dintre ei, șefilor mai exact, numiți politicul dintre ei, cu zeci de mii de euro pe lună. E vorba de ceea ce spune Vlad, stimați ascultători, se referă la ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, care trebuie să facă exact ceea ce arată numele. Supraveghere și control pe pieptele financiare. Scuză-mă că te tot întrerup, dar n-am cum altfel. Acolo sunt unele dintre cele mai suculente sinecuri din această țară, știți? Din această țară și din Europa. Din Europa. De est, cu siguranță. Nu e vorba de întrerupere, că dacă vorbesc fie tu, pognim, adică facem un AVC pe măsură ce spunem lucrurile astea, dar ele trebuie știute. Am făcut rost de un document, am consultat un document confidențial, care a fost trimis acum câteva luni, în 2022, de către autoritatea financiară ASF-ul britanic, care, mă rog, ASF-ul britanic chiar face ceea ce trebuie să facă, și în care se arată ceea ce România nu s-a arătat până acum. Deci frauda a fost dezvăluită în primăvara lui 2021. Mai e puțin și se fac 2 ani. Înțeleg că peste 2 zile sunt 20 de grade, vine primăvara. Și aproape 2 ani de zile, da? Nici DICOT-ul care investighează cazul, nici ASF-ul, nu au indicat niciun nume de firmă sau de persoană care au fost incluși în această schemă de delapidare uriașă. Un scandal financiar fără precedent, practic. Un dezastru financiar fără precedent în România. Însă, publicăm astăzi pe libertatea.ro conținutul unui document venit din Marea Britanie, în care sunt indicate nume, uneori și nume de firme și uneori și nume de oameni, e adevărat că nu români, ci străini, pentru că pe ei asta e interesat, inclusiv firme din insulele Caiman, și care descrie foarte bine documentul respectiv cum a fost operată această fraudă. Sigur, nu toată, că vorbim despre o parte a dezvăluirii, dar o parte a dezvăluirii de care românii au parte pentru că a venit din Marea Britanie. Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.